Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să continuăm cu meciurile la War. Avem aici un Sudden-Dead Battle cu care o să începem acest Preparation Day. Hai să vedem dacă ne descurcăm. Ok, o să începem cu Valkyra din spate. Trimitem și Mini P.E.K.K.A, uite, să-l punem mai să se lupte cu acel Knight. Da, scăpăm de Goblin Barrel cu un Eros. Trimitem aici un rând de arcașe. Și vom trimite și Hog-ul. A, din păcate se duce pe turn. S-a răzgândit. Punem aici Tesla, hai să dăm repede Eros. Punem și arcașele. Ok, are două prințese, o să folosim Valkyra. Trimite mini P.E.K.K.A-ul. Da, o să scoate aici Goblin Barrel-ul. Da, aici să scăpăm de acest Inferno Tower. Dau și un Prieros aici. Aia Prieros care a fost cam întârziat. Hai să punem și Freeze-ul. Punem din nou Valkyra plus Hog-ul. Dăm din nou un Eros. Ah, un Eros care era cât pe ce să prindă și Ice Spirit-ul. Da, mai dă un hit acolo Hog-ul. Hai să punem Tesla. Punem Valkyra aici. Ok. Băi, momentan suntem în avantaj. Punem un Eros. Aia, dacă îl întârziam un pic mai mult, ar fi scos și acei Goblins. Ei, da, deja o să încep să dau rachete, pentru că e boring să tot așteptăm să ajungă trupe și să ne scoatem așa cât un pic, cât un pic. Dăm și arcașele. Punem un freeze aici. Bun. Da, scoatem knight-ul. Vă mai da arcașele un hit? Poate da, poate nu. Hai să vedem. Păi și e Sudden-Dead Battle. Trebuie să... Ah, am dat un pic pe lângă cu acel Eros. Ok. Punem Freeze-ul. Și l-am bătut. Așa, la limită, dar important e că am scos victoria. Hai să vedem ce vom juca în următorul meci. Ne luăm repede reward-urile. Ok. Păi, eu zic să dăm un meci clasic. Da? Cu un deck normal. Cu un deck făcut de cineva. Hai să începem cu... Băi, nici nu știu, o să pun goblini ăștia mai mici. Trimitem și minerul. Dăm și cu Goblin Gang-ul. Dacă are Lumberjack m-a rupt. Am avut noroc și n-a avut. Ok, trimitem și Goblin Barrel-ul. Și aș pune și un Inferno Dragon. Hai să vedem. Ok. Aia, din păcate nu ne-au ieșit lucrurile chiar cum am fi vrut. Hai să vedem, scăpăm de... De acei barbari. Pun și de Mega Minion. Ok, și mai rămâne un goblin care trage și el în turn alături de miner.
hai să vedem care va fi următoarea lui mutare. Chiar sunt curios. Folosim Inferno Trigger, nu? Băi, și trebuie să dăm și... Da, e bine, nu ajunge pe turn. Acel balon ajunge lângă. Ceea ce e cam același lucru. Ok, hai să vedem dacă targetează Inferno Tower-ul, Inferno Dragon-ul pe tur. Ok. Trimitem și Skeleton Barrel-ul. Ah, aștept să pună din nou balonul. Nasol pentru că n-are un spell. Dacă avea chiar și Zep-ul, ajuta enorm de mult. Așa, nu știu, să dai un fireball pentru niște goblins, nu mi se pare chiar cea mai bună variantă. Uităm aici și beții. Ah, și deja aproape am scos și al doilea, și King Tower-ul. Din păcate nu mai e timp, că probabil am fi doborât dacă nu aveam un minut. Și obținem a doua victorie. Hai să-l enervăm un pic. Obținem a doua victorie din Preparation Day. Hai să mergem mai departe. Ok. Și ultimul match o să fie un Draft Battle. Da. Așteptăm să ne găsească oponentul și hai să ne alegem. Băi, o să iau Becca Mare fără întoială. Ei, aici e greu, dar având în vedere că avem Becca, putea să luăm Firecracker-ul. Deși și Magic Capture-ul ăla e bun. Să luăm Lightning-ul. Hai Fire Spirits. Bun, hai să vedem. Hai să începem cu Goblin, cu Royal Giant-ul. Ei, nasolic aici cu balonul. Da, din fericire n-ajunge pe turn. Hai să vedem ce va folosi pentru Royal Giant. Bun, îl păcălim acolo pe Magic Archer. Un pic, nu foarte rău. Avem și pompa. O să pun aici în spate. Nu știu cât de bine a fost că am pus pompa. Ok, hai să dăm cu Becca Mare. Da, și-a pus balonul. Asta e destul de nasol. Da, pierdem turnul. Cred că pierdem și Firecracker-ul. Din păcate. Hai să punem și Royal Giant-ul. Și vom pune din nou pompa. Da, e singura noastră șansă să folosim pompa. Am dat și Lightning acolo. Să mai punem un Firecracker aici.
A, deși cred că ar fi trebuit să pun, să pun pompa. Pui un pic prea târziu. Și am sacrificat acolo o pompă pentru acel balon. Dar hai să vedem totuși, poate avem o șansă cu lining chest-ul. Da, din păcate n-a dat niciun hit. Acel Royal Giant ne-ar fi ajutat enorm, un singur hit era nevoie și probabil am fi, sau nu, cred că mai mult, cred că două. Da, oricum, băi, un început bun de war, am luat două meciuri din trei. Băi, ăsta chiar că s-ar putea să fie ultimul war, adică tot aștept update-ul ăla pe care cu toții cred că l-așteptăm cu Clan War 2. Oricum, o să vedem ce o să fie. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!